Pe lista domnului Ponta sunt doi miniștri declarați incompatibili de ani. Cum vedeți situația asta? Domnul Alistar, chiar curtea constituțională. Cine înseamnă că trebuie să merg în sală. Da. Deci eu cred că aceste chestiuni se vor clarifica în cursul zilei de astăzi. Înțeleg că domnul Alistar are un punct de vedere aici, are argumente, așa încât eu sper că argumentele sale vor fi determinante pentru... Păi ce argument să aibă mai mare decât decizia Curții Constituționale? Nu, poate întrebați pe dânsul, pentru că a explicat că are o hotărâre judecătorească ulterioară, din câte am înțeles eu. Dar sunt convins că va prezenta aceste lucruri în mod convingător. Cea de-a doua este... Domnul Diaconu. Domnul Diaconu a intrat la un moment dat în niște meciuri legate de Nani, dar înțeleg că și acolo lucrurile s-au clarificat. Oricum, în măsura în care nu se vor clarifica, sigur că și dacă rămân aceste elemente ca fiind definitive, sunt absolut convins că primul ministru, până la începutul săptămânii viitoare, va avea timp să corecteze, dacă va fi cazul. Eu sper că nu.